În anul 2009, regizoarei și pedagogului de artă teatrală Sanda Manu i-a fost acordat titlul de doctor honoris causa al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică. Actorul Radu Beligan a rostit cu emoție: sărbătorim astăzi triumful unei minunate cariere artistice. Inteligența, sensibilitatea, foamea de cultură, ambiția, uriașa putere de muncă, grija față de tânăra generație și dragostea pentru țară au făcut din Sanda Manu una dintre personalitățile cele mai respectate și îndrăgite în lumea teatrului. Alexandra Ioana Manu, Sanda Manu, s-a născut la 6 august 1933, acum 90 de ani, într-o familie de artiști cu guvernanta austriacă, de unde și cele două calități fundamentale: rigoarea și disciplina. Tatăl său, cunoscutul actor Ion Manu, și a continuat să fie înconjurată de artiști. Soțul său, actorul Ștefan Tapalaga, a fost fratele actriței Rodica Tapalaga. A absolvit facultatea de regie la IATC în 1955 la clasa profesorului George Demlogin, fiind colegă de generație cu Valeriu Moisescu, Radu Penciulescu și Lucian Pintilie. Apoi a fost asistentă la clasa de actorie a actorului Ion Fintesteanu, în care erau studenți și Andrei Șerban și George Ban. Ca regizor de teatru a montat peste 100 de spectacole pe scenele teatrelor din România, dar și în Germania și Statele Unite. A lucrat și în televiziune, dar cel mai important a fost profesor universitar de artă teatrală și mentorul multor generații de actori. N-am vrut niciodată să fiu profesoară. Întâmplarea a făcut că am intrat preparator la școală când am terminat facultatea. Și am zis așa, o să iau un an, doi, și au fost 56. Mi-a plăcut foarte tare și cred că adevărata mea vocație a fost să predau teatru. Unii au ajuns actori foarte mari și majoritatea au făcut meseria asta și au plecat înarmați în viață, spune Sanda Manu. Dorina Lazar, Oana Pelea, Mircea Diaconu, George Mihăiță sau Vlad Ivanov, Dorina Chiriac și Dana Voicu, Mihai Constantin și Andy Vasluianu, Richard Bovnoțchi, Claudiu Istodor și Vlad Rădescu i-au fost studenți. Iar Sanda Manu spune despre sine: am impresia că eu am fost mai folositoare, hai să folosim așa cuvintele, în profesorat. Regizori bune avem foarte mulți și minunați. Eu n-am fost un regizor prost, nu asta am vrut să spun, Doamne ferește. Eu am fost un regizor foarte bun și cu succes. Și un regizor de comedie, ceea ce e mai rar. Dar n-am întors lumea pe dos, dar am deschis căi multor actori. Fosta studentă Oana Pelea o descrie pe doamna Manu astfel: e un bici cu vârful muiat în iubire. A învățat generații la rând rigoare și emoții, inteligența actului scenic, bunul simț pe scenă și bunul simț în viață, eleganța, clasa, rasa pe care trebuie să le aibă un actor. A fost 4 ani mamă, tată, profesoară, mentor, dușman, cel mai bun prieten, deci profesor ideal. Cei ce am avut prilejul să lucrăm cu ea, o adorăm. Cei ce nu o cunoașteți, faceți ceva ca privirea cobrei să se oprească asupra voastră. O să vă dea cea mai cinstită și adevărată radiografie a talentului și ființei voastre. A primit premiul de excelență al UNITER în 1992 pentru pedagogia artistică și premiul pentru întreaga activitate de regizor în 2008, fiind 4 ani și vicepreședinte al cunoscutei Uniuni Teatrale.